De luni 28 februarie a început săptămâna albă, premergătoare începutului postului mare. În această perioadă nu se mai consumă carne, iar în zilele de miercuri și vineri se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Săptămâna albă are de asemenea și un sens profund pedagogic. Pe de altă parte înțelegem aceste dezlegări și ca pe o pregătire fizică sau trupească a creștinilor pentru postul care va veni, îngrijindu-se de cele ale trupului biserica îi obișnuiește pe credincioși cu practica postirii, permițându-le totuși să se întărească pentru cele 40 de zile în care se vor osteni cu produse din lapte, ouă și pește. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului, pe care urmează să-l începem, informează doxologia. Dar un creștin adevărat știe să tărească nu timpul îndelungat al fericirii, ci clipa fericirii. Viața omului este un amestec, o plătire de bucurie și de necaz, de lumină și de întuneric. de împlinire și de neîmplinire, de urcuș sau de coborâș. De pe 7 martie începe postul Paștelui, iar timp de 40 de zile nu se mănâncă de dulce. Sărbătoarea învierii va avea loc pe 24 aprilie.